Țara noastră va primi un grant de 19 milioane de dolari din partea Japoniei. Banii vor fi folosiți pentru a asigura cu echipamentele necesare Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În acest sens, guvernul s-a întrunit miercuri într-o ședință de urgență și a dat undă verde pentru semnarea acestui acord. Scopul prezentului acord constă în consolidarea capabilităților echipelor de intervenție a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, și anume prin dotarea structurilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu 10 autoscări cu diferite capacități, 9 autospeciale de intervenție la incendii, echipamente de descarcerare, precum și instruirea specializată. În aceste zile, la Chișinău se află o delegație din Japonia cu care va fi negociat și semnat acordul.